înainte de a cânta, să vă cunoască oamenii așa cum sunteți voi și cum vă petreceți voi timpul și cât muzică dedicați în interiorul vostru. Alo, bună seara! Alo? Alo? Ziceți ceva dacă sunteți acolo? Nu ne auziți? Poate reveniți puțin mai târziu. Vorbeam de scenă, acolo am rămas. Mihai ne-a explicat senzația și sentimentele prin care trece momentul în care se află pe scenă. Mi-amintesc că undeva la un moment dat, la școală, discutam noi doi, așa, în culise. În culise. Ca între doi buni prieteni, îmi permis să spun, ce înseamnă pentru tine scena. Și mi-ai zis că, alo, revenim, o să-mi păstrez ideea. Alo! Da, vă ascult. Alo? Sper că nu v-a speriat de noi. Dimpotrivă. Bine, până se hotărăște invitatul nostru de acasă să ia legătura cu noi, revin la ceea ce mi-am propus. Da. Zicea că, la un moment dat, cu cât vezi mai mulți oameni în fața ta, cu atât ai mult mai multă bucurie de a cânta. De unde dragostea asta și nu inhibiția? Că de multe ori există tracul de scenă. Cum ai reușit să-l depășești dacă l-ai avut într-un anumit moment? Păi l-am avut, poate la început și nu mi-am dat seama, dar emoții totdeauna avem, constructive. Da, bine că sunt constructive. Și ne dăm seama că vibrăm, că suntem oameni, da, trăim. Da. Uh-huh. Și asta e important, să ai cât mai mulți oameni la spectacol. Nu știu, niciodată nu am zis vreodată să zic, vai, lasă să nu fie nimeni în sală, să nu avem probleme. Nu, să fie sala plină sau oriunde am cântat, să fie arhiplin. Îmi place mulțimea, îmi place să... Îți place să dăruiești. Da. Că de fapt asta e scopul. Și dacă n-ai cui, simți un gol în interiorul tău, nu-i așa? Da. Într-adevăr, pentru că veni vorba de scenă și de pasiune și de tot ceea ce faceți voi, dacă ar fi pentru o clipă, într-un hazard al vieții, să renunțați la muzică, spre ce v-ați orienta? V-ați gândit vreodată? Niciodată. Sau v-am încuiat la capitolul ăsta? Nu, altceva nu știu, în afară de chitară. Eu, bine, învăț și la școală ca să vreau să fac o facultate. Înveți? Păi vreau ca să am, nu știu, poate... Să am și studii, știți, în cultura generală, ca să nu fiu exact numai pe muzică. Cum... Bine, dar eu sunt se sigur. Zice că dacă nu folosim creierul, se atrofiază ca și mușchi. Ca și mușchi, da. Deci și... tu vrei să-ți menții viu creierul și cât mai tânăr, da, să înțeleg. Dacă învăț la școală, mai ales că îl țin în formă și pot învăța mai bine și la chitară. Îți dezvolți memoria muzicală. Da. Uh-huh. Și nu m-am gândit niciodată la altceva în afară de muzică, dar poate o să mă gândesc ca să... Uite, e o întrebare de meditație acum. Da, poate să mă gândesc pe viitor ca să am planul B. Dar sper să nu fie niciodată planul B. Să nu existe, într-adevăr. Cum simți că te împaci acum cu pianul? Pentru că ai mai renunțat. Dar presupun că nu definitiv. Nu definitiv. Mai studiez acasă la pian. Adică mă joc, încerc să compun la pian. Frumos. Nu încerc să compun, mai când, mai poate îmi vine într-o zi o inspirație, și merită, pentru că la pian e mult mai complex decât chitara, pot să zic asta, că e mai complex și pe el ai toate notele în față. Și poți dezvolta imaginația, oricum vrei, deci nu există. Mm-hmm. Pentru că vorbeam de pasiunea voastră, da. Ai trecut de la rock spre blues. Rădăcinile tale însă sunt altele și ne-ai dezvăluit chiar la început, la un moment dat. Ne aflăm aici, la provocare, în spatele nostru, foarte mulți adolescenți, în fața noastră și mai mulți. Cea mai mare provocare a mea este să cânți live aici, așa cum ai făcut-o, da. Dar cu totul alt gen de muzică. Cred că intuiești despre ce. Unde vreau să te direcționez, vreau să văd dacă ai înțeles subtilitatea mea. Da, stați așa să văd. Să-ți iei tonul. Exact. N-am făcut
mai bine de-am putut. Excelent! Regreți vreo clipă? Că ți-ai îndreptat atenția spre alt gen? Dar oricum poți să revin. Poți să revin, mă. Niciodată nu îi lăsat ceva în urmă care să pui punct. Nu. E doar un punct și o virgulă acolo. Da. Într-adevăr. Care e relația voastră cu părinții? Pentru că ei investesc atâta în voi. Păi, e o relație bună. Exact, nu m-am pune, nu știu cum ar putea fi relația. Îi facem să fie mândri de noi. Asta e important. Pentru că... Dăruiți și voi. Da, dăruim și noi. Deci dacă investești, n-ai cum să dai așa cu piciorul. Mi-am cumpărat o chitară, pe ce, că-s mai... Nu. Studiem. Știi pentru să asta. Respect ceea ce fac părinții voștri pentru voi? Știi să respectați, nu? Da, asta e important, să respectăm. Mm-hmm. Nu, dar ei, nu știu, mi se pare normal să știi să respecti ceea ce fac părinții pentru tine, că există atâtea... Și am mai cunoscut chitariști foarte buni și așa, care nu aveau sprijin și săraci munceau prin, știu eu, șantier, poate să-și cumpere o chitară și eu, dacă vreau o chitară, nu mai zic la tata și, da, și poate să-mi... Și se îndeplinește dorința. Da, e un lucru mare și mulțumesc foarte mult pentru asta. Că... E un fel de Aladin, părintele tău. Da. Îți îndeplinește dorințele. Da, dar, schimb, oferi și tu, că altfel nu cred că ar fi așa de indulgent părintele. Da. Și orice părinte n-ar fi indulgent dacă copilul la rândul lui nu știe să îl respecte și să-l prețuiască. Știți cum e? Îmi doresc într-o zi să se întoarcă roata. Să fiu eu părintele și să investești la fel. Da. Multă dragoste, mai presus de orice. Da. Dacă ar fi să faceți vreo năzbâtie, că acum câte nu fac adolescenții, le-ați împărtășit cu părinții? La școală îi face o glumă unei profesoare și se supără atât de mult încât... zic așa prin absurd, cred că nu e exemplu cel mai potrivit, că voi sunteți copii liniștiți și cu bun simț. Dar să se propună nota scăzută la purtarea, spune tatălui înainte ca să fie informat de școală? Mai rău s-ar supăra dacă ar fi informat de director sau... Asta zic, ați fi deschis să vă recunoașteți vina? Da, păi vina recunoscută e pe jumătate iertată. Dacă ar fi să ne gândim că la un moment dat ați fost și pedepsiți de părinții voștri, care a fost cea mai drastică pedeapsă, care a avut cel mai mare beneficiu pentru voi și v-ați dat seama că într-adevăr ați greșit, că sunt și pedepse care nu te învață neapărat ceva. Consider că mai tare te ambiționează spre un anumit domeniu. Nu. Pedepsit n-am fost. Am fost... Să nu stai atâta la calculator, să... Sunt altele, să nu ieși pe afară, să... Știu eu, nu știu, fiecare familie are tradiția ei. Păi da, nu, da, chiar pedepsit nu am fost. Deci poate tu ești copilul model. Nu cred că sunt model, da. Am fost mai mult certat decât pedepsit. Pedepsit nu prea. Mm-hmm. Mai mult certat. Mustrat. Moral. Mm-hmm. Și tu, Mihai? Sau și tu... Am ajuns la un comun acord cu mama dacă e ceva, o problemă sau... Încercăm să le rezolvăm prin... Fără să recurgeți la alte metode. Da. Cam cât timp petreceți în fața calculatorului? Depinde. Iubiți noua tehnologie? Simțiți că vă ajută? Da. Da. Extraordinar de mult. Internetul... Deci, ca să o luăm așa, în fața calculatorului stăm foarte mult. Stăm destul de mult pentru că până la urmă de acolo luăm informația. Altundeva. Bine, putem... Ascultăm o piesă. Cel mai repede. Da. Nu numai de acolo, dar cel mai repede. Cel mai repede, da. Ascultăm o piesă, da. Până la urmă tot la calculator o ascultăm. Deci ca să luăm propriu zis, la calculator stăm aproape tot timpul. Pentru că, da, bine, cu chitară la mână. Uh-huh. Studiind, nu... Dar considerați că nu e un timp relativ pierdut. Nu. Stat în fața calculatorului și îl folosiți pentru voi. Da. Uh-huh. Tu, Mihai, când ai timp liber, în afară de calculator sau muzică, și fotbal.